Liberalii s-au sucit și par să-și ia gândul de la alegerile anticipate spre deznădejdea președintelui Klaus Iohannis. Anticipatele nu au mai fost pomenite nici de Orban, nici de miniștrii lui, semn că s-a renunțat la idee. Iar asta nu face decât să răcească relația dintre PNL și Klaus Iohannis, care susține frenetic inițiativa. Cabinetul Orban se întrunește astăzi la Parlament pentru a pune la cale planul de bătaie pentru perioada următoare. Când încep discuțiile și care sunt subiectele prioritare, ne spune chiar acum Xenia Croitoru. Bună dimineața, Xenia! Bun găsit! Începând cu ora 9 vor avea loc aceste discuții între miniștrii din cabinetul Orban. Vor fi prezenți aici rând pe rând la Parlament pentru a discuta cu parlamentarii PNL, atât cu senatorii cât și cu deputații, despre proiectele din perioada următoare. Asta pentru că peste o săptămână începe sesiunea ordinară și ar trebui să știe exact care sunt prioritățile legislative în ceea ce privește următoarea sesiune parlamentară. Spuneam că vor fi prezenți rând pe rând aici miniștri, vorbim despre ministrul educației, asta pentru că cel mai modificat proiect din Parlament este legea educației și se va discuta despre posibile modificări la proiectul legii educației. Va fi prezent aici ministrul energiei, este primul care ajunge la ora 9 pentru a purta discuții cu parlamentarii PNL, apoi ministrul transporturilor și vom vedea exact și ceilalți miniștri la ce ore vor ajunge, pentru că discuțiile vor ține începând de la ora 9 până diseară la ora 17. Ei bine, în toată această învălmășeală, dacă putem spune așa, de discuții dintre Partidul Național Liberal și miniștri, nu se mai discută, desigur, despre alegerile anticipate, pentru că, spun surse liberale, în acest moment nici măcar liberalii nu și-ar mai dori o astfel de variantă, însă Klaus Iohannis își dorește în continuare varianta alegerilor anticipate și rămâne de văzut exact ce se va întâmpla mai departe, pentru că, pentru a se ajunge, știm foarte bine, la alegerile anticipate, ar trebui să treacă acea moțiune de cenzură care va fi votată cel mai probabil săptămâna viitoare și desigur, alte două variante de premier să fie respinse consecutiv în Parlament pentru a se ajunge la anticipate. Ceea ce spun surse liberale este puțin imposibil, dar fiind faptul că nici liberalii cu toții nu mai cred într-o astfel de variantă în afară de Klaus Iohannis. Așadar, Nadina, rămâne de văzut exact care vor fi concluziile după discuțiile de astăzi dintre miniștri și exact ce se va întâmpla cu varianta alegerilor anticipate, pentru că planul pe care îl fac liberalii astăzi pare să fie acel plan de rezervă în cazul în care nu se ajunge la anticipate. Poate ce proiecte legislative vor fi prioritare în sesiunea parlamentară următoare. Nu am venit doar de dragul de a face anticipate. Asta își doresc românii. 84% dintre români în toate cercetările sociologice doresc anticipate. Noi avem o majoritate constituită extrem de greoi din 8 forțe politice diferite. Guvernarea în această formulă este extrem de greoaie. Fiecare măsură trebuie negociată la maxim și PSD, în care forța parlamentară are suficienți parlamentari care au reușit în urma alegerilor din 2016 prin care să blocheze foarte multe inițiative. Măsurile